Coșmarul celor care locuiesc pe strada Constantin Brâncoveanu durează de câțiva ani și nu există perioadă în care în fața blocului să nu fie mașini de pompieri, poliție sau ambulanțe. Asta pentru că de fiecare dată când tânărul care locuiește la etajul 1 se îmbată, se dezlănțuie iadul. A aruncat cu butelia în geamuri. Butelia? Da, cu butelia. Și pe mi-a pus cuțitul la gât, lui maică sa. E violent, e agresiv? Da, așa face mereu, nu e singura oară când face așa. Când s-a mai întâmplat, a mai făcut așa? Da, 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 așa face. Am crezut că îngrosea gaz pe scară, că ar fi dat drumul la gaz? Da, da. A dat drumul la gaz, a vrut să dea, că a fost și pompieri aici. Da, ați auzit țipete ceva? Ce s-a da, cum? Bubuituri, țipete, urlete. Dar eu nu m-am dus pentru că mie mi-e frică să mă duc acolo. Noaptea trecută, bărbatul a dat drumul la gazul de la butelie, amenințând că va arunca blocul în aer. Apoi a aruncat cu butelia pe geam. Dumnezeu i-a ferit pe locatari de o explozie devastatoare și asta pentru că pompierii au intervenit imediat. Pompierii am ieșit afară, noi că n-am auzit, nu știam ce e. V-a speriat? Normal că ne-am speriat de gaze. Vecinii sunt disperați și spun că nu văd o cale de ieșire din acest coșmar. Toată speranța este acum în polițiști. Să nu omoare femeia, că până se învârtește poliția, eu luam gâtul pe acolo. Ce crezi, n-ai mai văzut de așa da, ceva? Da. Păi, eu nu știu cum dracu nu reușește să deschidă ușa. La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de poliție, precum și o echipă de criminaliști împreună cu un procuror. Aceștia au cercetat circumstanțele în care a izbucnit scandalul și urmează să ia măsuri împotriva protagonistului.